Gheorghe Bejnariu, președintele AJHR, se declară mulțumit de modul în care arbitrii AJHR se descurcă. Recent, Iana Carme Florescu chiar a fost anunțată de faptul că va arbitra la Europeanul din acest an. Pentru arbitrii AJHR, situația este bună spre foarte bună față de handbalul masculin. Stăm mai bine la arbitrii. Da, stăm mult mai bine, pot spune. În ce este îngrijorător faptul că nu ne vin foarte mulți arbitrii din spate. Asta este societatea la momentul acesta. Oferă mult mai multe alte oportunități și condiții cu ghilimele realizare la acest moment la handbal pentru activitatea arbitrului presupun niște renunțări, sigur pregătire mai multă, atât fizică cât și teoretică, faptul că trebuie să o faci și pe cea practică prin arbitraje, participări la cursuri săptămânale etc., deplasări pe weekenduri. Și numai cine nu are plăcerea, sau cine are plăcerea de a face handbal, a făcut handbal, a mai fost în fenomen, este atras și reușește să continue.